Primarul Sucevei Ion Lungu anunță că municipalitatea lucrează la proiectul de buget local pentru anul 2022 și acesta, ca și cel de anul trecut, va fi unul al dezvoltării. Potrivit edilului șef al municipiului reședință de județ, noul buget va fi sensibil apropiat de cel de anul trecut ca și concept de buget local, principii și reguli bugetare. Lucrăm aici în primărie la bugetul pentru anul 2022. El va fi sensibil egal cu cel din anul 2021. Va fi fără, dar și poate în continuare, un buget al dezvoltării, cum a fost și cel din anul 2021. Intenționăm să-l aprobăm în ședința Consiliului Local din data de 27 ianuarie, din ședința ordinară a Consiliului Local din data de 27 ianuarie. Așa cum am spus, lucrăm la creionarea lui. Un lucru bun, că în urma discuții pe care le-am avut la București, se păstrează 63% la bugetele locale cota de impozit venit, 2% în acel cont distinct pentru aprobarea, finanțarea culturii și aici ne referim la teatru și sigur că ceea ce am cerut noi prin AMR, plafonul privind finanțările rambursabile este 1.600.000 de lei, în creștere 400 milioane față de anul trecut, plafonul privind tragerile este 2 milioane de lei, crește 400 milioane față de anul 2021, iar valoarea aferentă finanțării rambursabile la un municipiu, reședință de județ, este 150 milioane de lei. Deci noi mai avem încă credite consumate încă de anul trecut, aproximativ 30 milioane de lei, pe care le vom folosi în acest an.